Simpozionul de astăzi, numit Repere în istoria bicentenară a Colegiului Național Carol I Craiova, este un simpozion dedicat, de fapt, pentru două mari evenimente. Unul este vorba de Ziua Republicii, 1 decembrie, și al doilea este vorba de comemorarea a două personalități ale Colegiului Național Carol I Craiova, profesorul Nicolae Andrei și profesorul Fortunescu, pentru primul 100 de ani de la naștere și pentru cel de-al doilea 150 de ani de la naștere. Nu întâmplător am ales această dată. Este în interiorul săptămânii dedicate Zilei Republicii, din punctul nostru de vedere. Este un moment în care acest simpozion ar putea să trezească în mintea unora ideea de națiune, ideea de românism, într-un context delicat. Ne asumăm toate răspunderile în acest sens. Nu dorim o politizare și nu facem politică. Este nevoie ca tinerele generații să afle că acest colegiu a fost însoțit de mari personalități, astăzi comemorând două dintre acestea. În calitate de director al Colegiului Național Carol I Craiova, eu l-am cunoscut pe domnul director Nicolae Andrei în mai multe ipostaze. Ipostaza de director fiind elev în Colegiul Național Carol I Craiova, apoi dânsul pensionându-se, dar venind zilnic la școală, la ore fixe, pentru un număr fix de ore, fiind director în perioada 2007-2012, dânsul a fost pentru mine un mentor, cunoscându-l și în această calitate, dar mai ales cunoscându-l în calitatea de om. A fost un al doilea părinte pentru mine, care mi-a pus în evidență valorile instituției, adresându-se într-o formulă destul de frumoasă și sensibilă. Măi, copilul meu, ai grijă de această școală, ai grijă de bibliotecă, ai grijă de corșeul lui Brâncuș, ai grijă de copii, ai grijă de cancelarie, ai grijă de viitorul țării în acest fel. Sigur că am fost marcat. N-am înțeles tot. Timpul mi-a oferit șansa să ofer. Iată-mă acum din nou director al instituției și cu mare mândrie particip la comemorarea acestei personalități și a oricărei personalități, pentru că în Colegiul Carol o mulțime de absolvenți au marcat istoria României, cultura României, știința României, au pus umărul la această construcție a excelenței, meritocrație, tot ce ține de un viitor frumos, european și cu conservarea valorilor naționale.